Primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, neagă faptul că ar fi primit recomandări pentru ca spațiile comerciale de la noul stadion din Târgu Jiu să ajungă în posesia lui Nicolae Sarcină. Romanescu spune că nu s-au făcut astfel de presiuni asupra sa și nici nu ar fi existat persoane care să-i fi sugerat ca spațiile respective să ajungă în posesia unor persoane. Edilul a mai precizat că intenționează să facă o licitație internațională pentru închirierea spațiilor comerciale de la noul stadion. Romanescu neagă zvonurile potrivit cărora i s-ar fi sugerat ca spațiile comerciale de la stadion să ajungă în posesia lui Sarcină. Prezența spațiilor de la stadion, spațiilor comerciale, au existat presiuni sau v-a sugerat cineva să fie dat domnului Sarcină? Doamne, ferește! Nici vorba de așa ceva și eu v-am spus. Din punctul meu de vedere, spațiile respective ar trebui administrate de o societate care a făcut acest lucru în anii trecuți. Edilul a mai precizat că are de gând să organizeze o licitație internațională pentru spațiile respective. Mi-aș dori chiar o licitație internațională pentru administrarea acestor spații, ca să nu existe niciun fel de discuții. O licitație chiar de nivel internațional în care să se prezinte cât mai multe societăți cu o experiență similară, cu o experiență în acest domeniu, iar cel care va câștiga ulterior să poată să le administreze pentru a-și putea obține, presupun, și un profit, că nu vine nimeni la această licitație doar de dragul de a licita aceste spații și să meargă ulterior pe pierdere. Spațiile comerciale de la noul stadion au intrat în atenția mai multor oameni de afaceri din oraș, în ultimul timp apărând tot mai multe zvonuri cu privire la persoanele care ar urma să intre în posesia lor.